Asta e lovitura supremă pentru Vladimir Putin. S-a aflat ce îi se pregătește chiar acum, suntem deschiși. Pentru Agenția Centrală de Informații, războiul dus de Rusia în Ucraina se dovedește a fi manăcerească. Agenția Americană a început recrutările. Cei încearcă să recruteze spionii din rândul cetățenilor ruși supărați de cursul războiului, a declarat un înalt oficial al Agenției Americane, citat de Wall Street Journal. Șeful adjunct al operațiunilor CIA, David Marlowe, a afirmat că eșecul președintelui Vladimir Putin de a-și atinge obiectivele militare și de securitate în timpul invaziei Ucrainei a oferit agenției americane o oportunitate de recrutare a spionilor. Scrie Moscow Times. Putin se afla în cea mai bună poziție, cu o zi înainte de invazie, când încă mai avea puterea de a constrânge Ucraina, a influența NATO și a demonstra că Rusia este o forță, a declarat Marlow. El a irosit toate aceste oportunități. Căutăm peste tot în lume ruși care sunt la fel de dezgustați de acest lucru ca și noi. Pentru că suntem deschiși la cooperare, a adăugat el. Se spune că 400.000 de, de ruși au părăsit Rusia în lunile care au urmat deciziei lui Putin de a invada Ucraina în februarie. În timp ce Kremlinul estimează că alți 700.000 de, de ruși au părăsit țara în cele două săptămâni de când Putin a declarat mobilizarea parțială, la mijlocul lunii septembrie potrivit The Wall Street Journal, afirmațiile oficialului CEI au fost făcute în fața unui public alcătuit din profesori și personal de la Centrul Hayden pentru Informații. Politică și securitate internațională al Universității George Mason